Bună ziua, bună ziua! Bine ați venit la prăjituri cu... Cu această ciocolată puteți îmbrăca și decora torturi și puteți face fel de fel de decorații. Astăzi vom face aceste floricele și vom prepara și ciocolata. Și pentru a face ciocolata plastică o să avem nevoie de 50 de grame de ciocolată albă ca să o putem colora. 7 grame de miere de albine. Noi facem astăzi cu miere de albine. Cea mai simplă, cred că, rețetă. Apă. 5 grame de apă. Eu am să cântăresc totul în grame, ca să fie mai ușor pentru toată lumea. Și 50, 60, 70 de zahăr pudră o să avem. O să vedem când o să frământăm. Și apoi eu floricelele le fac cu această formă. Vedeți, am o formă de floricică sau puteți face biluțe și cu fel de fel de forme puteți tăia. Și o să-i dăm forma în această, vedeți, de plastic. Eu am așa niște sfere. Le puteți face și mai mari, unde facem sfere din ciocolată. Și în cea mai mică, eu am să o folosesc ca să dau. Să rotunjesc floricica. Așa. Și ne vom folosi și de aceste instrumente de pensetă, instrumente pentru decor. Și descobitori o să avem nevoie. Și vom începe cu ciocolata. Eu am să o topesc în microunde, circa 15, 20, 25 de secunde, nu mai mult, sau pe baie de abur. Și am să o rup pătrățele, bucățele și o punem în microunde. Așa, voi da puțin deoparte. Ia uitați ce minunății o să facem noi astăzi. Sper că se văd bine. Așa, am să le pun aici în față. Aici am mierea, apa și aici avem colorant alimentar în gel. Și o să și colorăm. Am să pun deoparte. Voi avea nevoie de un cântar să cântărim și dacă doriți să îmbrăcați un tort, dublați, triplați cantitățile. Deci eu fac doar din 50 de grame de ciocolată ca să facem așa câteva floricele și pun în microunde. Este gata. Ia uitați ciocolata. Am pus-o în microunde. Acum o să amestecăm, vedeți, să se topească bine. Și apoi adăugăm celelalte ingrediente. Floricele, o să colorăm. Ia uitați-le. Așa. Albastre, roze. Ia uitați. Micuțe pentru decorat. Așteptăm să se topească bine toată ciocolata, vedeți? Ciocolata albă încă nu este topită. Așa. Să se topească. Aveți grijă, nu încălziți prea tare. Așa. 7 grame de miere. Și am să dau miere deoparte. Și 5 grame de apă. Deci avem 7 grame și adăugăm 5. Nu punem cântarul pe zero ca să putem cântări acele 5 grame. Așa. Și ce am pus mai multă apă, în loc de 7 am pus 10, o să intre puțin mai mult. Sau în loc de 5 am pus 10, o să intre puțin mai mult. Sau în loc de 5, vedeți? Ia uitați. Așa. Ciocolata noastră cu mierea și cu apa. Acum vom adăuga zahărul pudră încet încet și apoi vom frământa puțin această compoziție. Așa. Acum o vom scoate de aici și o vom pune pe masa noastră de lucru. Așa.
Așa, dăm deoparte. Și acum începem încet, încet să amestecăm și să incorporăm bine zahărul pudră. Deci eu aici am 50 de grame. Cred că este cea mai simplă rețetă de ciocolată plastică. Așa. Și adăugăm tot zahărul. Îl punem așa aici și incorporăm. Apoi o să punem ciocolata noastră plastică în folie și o lăsăm să se odihnească 2-3 ore înainte. Deci incorporăm tot zahărul acum. Încă puțin și este gata. Așa. Vedeți? Am incorporat tot zahărul. Îmi voi pregăti și o folie de plastic să punem ciocolata. Ia uitați ce frumos arată, vedeți? Și cu această ciocolată putem și îmbrăca, și orna prăjituri și face fel de fel de decorații. O putem și colora. Așa. Acum îmi voi aduce o folie să o punem. Folie alimentară. Și o lăsăm să se odihnească 2-3 ore sau până mâine. Eu am făcut-o mai devreme, vedeți, s-a și întărit. Și imediat o să și colorăm și o să facem aceste minunate floricele, simple, simple, pentru astăzi. Așa, și am să dau deoparte. Deci, vedeți, ciocolata făcută acum este moale, moale. Să vă arăt cea făcută mai devreme. Vedeți, ia uitați, s-a întărit. Și cu cât noi o amestecăm, ea se înmoaie. Vedeți? Se înmoaie și putem lucra. Așa. Și o vom colora. Ia uitați cum se înmoaie. Vedeți? Așa. Acum vom colora și ne vom ocupa de floricele. Am să pun aceasta aici. Aceasta făcută acum o dăm deoparte și o lăsăm să se odihnească. Așa. Aici avem și culori în gel. Avem scobitori ca să punem culoarea pe ciocolata noastră, să o colorăm. Așa. Îmi vom pune mânușile. Acum vom colora cu un bej, o să împărțim ciocolata noastră în mai multe culori.
Și vom lua de aici, vedeți, e un galben deschis, așa un bej. Și vom pune aici peste. Închidem. Așa. Aici avem roșu. O să punem și albastru. Și roz. O să facem așa câteva culori. Punem mai întâi culorile și după aceea le amestecăm. Am să pun și galben. Verde. Așa. Și am să împart, să fac și mov. Și una o lăsăm albă. Aici să ne scoate scobitoare. Dăm culorile deoparte și începem să le facem. Așa. Și o să începem de la galben, vedeți? Și amestecăm. Amestecăm încet așa. Vedeți cum se moaie? Ia uitați. Așa, și facem mai întâi acest galben. O să-l fac și pe acesta de aici, că e tot un galben. Să vedem ce culori o să iasă frumoase. Ia uitați. Un galben maroniu. Așa. Amestecăm așa bine. Acum vom lua roșu și amestecăm. Se lucrează foarte bine. Așa. Și facem și roșu. Uitați.
Aici mai avem tot așa un roșu, o altă nuanță de roșu. Și amestecăm așa bine. Așa. Aici avem, cred că albastru. Ia să vedem. Și amestecăm bine, bine. Bine ați venit la prăjituri cu camele și bucate gustoase și nu numai. Noi mai facem și uleiuri medicinale, mai facem și săpunuri realizate la rece și creme pentru față, tratamente pentru păr, mâncăruri tradiționale, salate, numai prăjituri. Așa. Aici avem, cred că, verde. Ia să vedem. Într-adevăr, avem verdele. Și facem și verdele. Și mă găsiți pe canalul de YouTube, Prăjituri cu Camelia și Bucate Gustoase. Acolo public toate rețetele. Și pe pagina de Facebook cu același nume, Prăjituri cu Camelia și Bucate Gustoase. Așa, ia uitați ce frumoasă culoare. Așa, și punem și verdele și aici ar trebui să avem ovul. Așa. Ia uitați ce frumos. Mov. Așa. Și amestecăm așa bine, 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 bine totul. Vedeți cum arată? Așa. Acum vom putea lucra și fără mănuși. Așa. Acestea sunt culorile. Ia uitați-le cât sunt de frumoase. Vedeți? Ciocolată plastică. Colorată. Așa. Și acum să facem floricele. Am să-mi dau mănușile jos. Și voi folosi această formă, vedeți? Așa. Și voi lua, de exemplu, să luăm roșu. O bucățică ca o biluță și o să o punem așa aici. Dacă mi se pare că este cam mare, mai luăm puțin și am să mai rup puțin. Așa. Și punem biluța și o apăsăm aici, în mijloc. Vedeți? Nu lucrați foarte mult, că se înmoaie foarte tare. Și acum vom scoate. Am să le pun așa pe laturi, pe părți. Pe părțile laterale și cu o scobitoare voi scoate încet, încet din forma mea. Vedeți? Așa. Și acum, în sfera mea, cea mai mică, deci cea mai mică formă de sferă pe care o am eu din silicon, eu am să pun în interior ce am tăiat. Așa. Și voi apăsa cu această biluță, vedeți? Voi face o mică presiune în interior aici. Se vede? Așa. Și acum, să facem pistilul. Vedeți? Că eu am și pistil. Și o să am nevoie de o sită. Să le pun așa aici pe toate, într-o parte. Voi avea nevoie de o sită și de o pensetă. Și voi lua puțin din ciocolata plastică, așa portocalie. Voi pune aici de desubt și voi împinge.
Ia uitați. Ca să facem pistilul și împingem cu degetul și ia uitați cum iese, vedeți? Așa. Și acum voi lua puțin de aici cu penseta și voi așeza aici în mijloc. Așa, și voi împinge. Ca să facem pistilul. O să dau deoparte. Voi scoate din formă, mă voi ajuta cu scobitoarea. Să știți că se întăresc, până a doua zi se întăresc și nu mai bine se așează pe tort sau pe prăjituri. Așa, ia să scoatem. Ia uitați. Așa, o așez aici și putem face și o frunzuliță, dacă dorim. Și o putem face așa cu mânuța sau o putem tăia cu o formă. Așa, împingem așa puțin aici. Și așezăm floricica noastră aici peste frunzuliță, vedeți? Și o așezăm așa aici. Ia uitați. Acestea sunt culori mai aprinse. Și să mai facem una. Să facem una movă, că nu avem. Îmi iau o biluță și o așezăm așa în mijloc, aici. Și împingem. Puteți face fel de fel de decorații. Așa, încet, încet și cu răbdare. Și acum scoate. Vedeți? Iată-ți. Și o așezăm așa aici. Pe mijloc. Și apăsăm. Așa. Și acum voi lua din pistilul meu de aici, tot așa portocaliu, putem pune și mai deschis la culoare și îl așezăm așa aici. Așa. Și scoatem. Și am să împing puțin ca să se lipească bine. Așa. Fac așa o mică presiune. Și acum o scoatem din formă și facem alta, să facem și o frunzuliță. Ia uitați. Așa. Și am să-i fac și o frunzuliță cu verde. Așa. Așa. Așa, facem și roșu și punem în forma noastră. Internetul astăzi. Așa. Și acum scoatem. Deci facem o mică presiune și acum scoatem. Vedeți? Pun în forma mea aici ca să îi dau așa o formă de floricică. Simpatică. Și am să fac și un pistil alb. Deci alb pe dedesubt și apăsăm. Apăsăm așa și facem pistilul alb. Și voi lua puțin de aici. Ia uitați. Vedeți? Și îl așezăm așa în mijloc. Și scoatem. Și acum facem o mică presiune ca să se lipească. Și acum scoatem din formă. Vedeți? Ia uitați cum arată. Oh!
Și tot așa îi putem pune o frunzuliță. Și lăsăm până mâine să se usuce bine. Ia uitați. Facem o biluță, o lungim și cu mâna facem frunzulițe. Ia uitați. Și vă puteți juca. Vedeți? Așa. Și puteți face și trandafiri și tot ce vă place. Fel de fel de floricele. Ia uitați așa. Facem trandafiraș. E să facem așa un bobocel, unul mic, repede. Așa. Așa, să fac și frunzulițe. Așa. Vedeți? Ia vedeți. Așa. Și acum o să-i punem frunzulițele. Așa, și le aplicăm așa în sus. Și îl lăsăm să se usuce bobocelul de trandafir. Vedeți? Așa. Vedeți? Acestea sunt floricelele din ciocolată plastică. Ați văzut că se face foarte ușor. Foarte ușor se face. Eu vă pup și vă doresc multă sănătate și ne vedem mâine. Mâine o să mai facem o nouă rețetă. O să facem și alte decorații. Lăsăm să se odihnească ciocolata făcută astăzi în direct cu voi. Vă pup și vă doresc multă sănătate. La revedere!